Polițiștii de frontieră din cadrul PTF Siret au identificat un cetățean ucrainian condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de contrabandă și trecerea frauduloasă a frontierei de stat. Bărbatul, în vârstă de 28 de ani, a fost predat autorităților competente în vederea luării măsurilor legale ce se impun. Potrivit ofițerului pentru relații publice de la Poliția de Frontieră Suceava, comisar șef Ilie Poroxerițan, miercuri 6 iunie, în jurul orei 23:30, în punctul de trecere a frontierei Siret, s-a prezentat pe sensul de intrare în țară un cetățean ucrainian în vârstă de 28 de ani. Cu ocazia efectuării formalităților specifice, polițiștii de frontieră au constatat că pe numele bărbatului, judecătoria Rădăuți a emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, acesta fiind condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de contrabandă și trecerea frauduloasă a frontierei de stat. Persoana în cauză a fost reținută și ulterior predată unui echipaj din cadrul Poliției orașului Siret în vederea luării măsurilor legale ce se impun.